Să fie Domnul, vă invit să ne ridicăm cu toți înaintea Domnului să citim un pasaj din Sfintele Scripturi. Deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Deuteronomului, la capitolul 28 și citim primele 14 versete. Deuteronom, capitolul 28. Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind și împlinind toate poruncile Lui pe care ți le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău îți va da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ. Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine și de care vei avea parte dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău. Vei fi binecuvântat în cetate și vei fi binecuvântat la câmp. Rodul pânteciului tău, rodul pământului tău, rodul turmelor tale, fătul vacilor și oilor tale, toate acestea vor fi binecuvântate. Coșul și postava ta vor fi binecuvântate. Vei fi binecuvântat la venirea ta și vei fi binecuvântat la plecarea ta. Domnul îți va da biruință asupra vrăjmașilor tăi care se vor ridica împotriva ta. Pe un drum vor ieși împotriva ta, dar pe 7 drumuri vor fugi dinaintea ta. Domnul va face ca binecuvântarea să fie cu tine în grânarele tale și în toate lucrurile pe care vei pune mâna. Te va binecuvânta în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Vei fi pentru Domnul un popor sfânt, cum ți-a jurat El, dacă vei păzi poruncile Domnului Dumnezeului tău și vei umbla pe căile Lui. Toate popoarele vor vedea că tu porți numele Domnului și se vor teme de tine. Domnul te va copleși cu bunătăți, înmulțind rodul trupului tău, rodul turmelor tale și rodul pământului tău în țara pe care Domnul a jurat părinților tăi că ți-o va da. Domnul îți va deschide comoara Lui cea bună, cerul, ca să trimită țării tale ploaie la vreme și ca să binecuvinteze tot lucrul mâinilor tale. Vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut. Domnul te va face să fii cap, nu coadă. Întotdeauna vei fi sus și niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău, pe care ți le dau astăzi, dacă le vei păzi și le vei împlini. Și nu te vei abate nici la dreapta, nici la stânga, de la toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să vă duceți după alți Dumnezei și să le slujiți. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Mulțumim Domnului pentru anul 2017. Cred că a fost un an binecuvântat în care Domnul a fost cu noi și vrem să recunoaștem astăzi în casa Domnului, înaintea Domnului, că Domnul ne-a binecuvântat. Slăvit să fie numele Lui. Dar vrem totodată să venim în rugăciune înaintea Domnului, să ne rugăm și pentru noul an, pentru 2018, ca Dumnezeu să-L binecuvinteze. Și în această săptămână și în această seară vom vorbi despre binecuvântarea profesională. Nu știam ce termen să pun, ca să fiu bineînțeles. Ce este binecuvântarea profesională? Binecuvântarea lui Dumnezeu asupra muncii tale, asupra activității tale. Dumnezeu binecuvintează profesia ta, meseria ta și nu numai, tot ce faci. Toată activitatea ta, fie că e vorba de muncă, fie că e vorba de studiu, fie că e vorba de orice lucru, Dumnezeu să binecuvinteze toate activitățile tale, sau așa cum le rezumă aici sau și în altă parte Scriptura, lucrul mâinilor tale. Vreți ca Dumnezeu să binecuvinteze tot lucrul mâinilor voastre? Ce înseamnă ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrul mâinilor noastre? Succes, adică să reușești. Te-ai apucat de ceva și reușești, îți iese, îți merge. Izbândă, excelență, faci ceva foarte bun, foarte frumos, performanță, satisfacție. Te bucuri, te uiți în urmă, ai făcut ceva și nu numai că ai ieșit bine, dar te bucuri, ai o satisfacție lăuntrică, am realizat ceva. Și de aceea zic eu, este importantă binecuvântarea profesională. Dar pe scurt vreau să prezint 5 motive pentru care cred că în mod special activitatea la locul de muncă, pentru că mi-a vorbit și ieri seară tinerilor despre muncă și despre asta vom vorbi mai mult în această seară, am cel puțin 5 motive pentru care consider că munca este importantă și binecuvântarea muncii noastre este importantă.
Primul motiv este că cel mai mult timp îl petrecem la muncă. Ziua are 24 de ore. 8 ore omul doarme, mai rămân încă 2-3, din care minim 8 ore omul este la muncă. Mai punem o oră de pauză, mai punem drumul până la serviciu înapoi, iată că cel mai mult timp noi oamenii îl petrecem la muncă. Și ar trebui să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste acest timp. Apoi, cea mai mare satisfacție a sufletului este datorită succesului care l-ai la muncă. Cel mai mult te bucuri, pentru că te bucuri și ai satisfacția asta, ai făcut ceva, se vede ceva în urma ta, pentru că dacă faci acasă treaba asta nu prea se vede. Apropo de asta, era întrebat un soț, tu lucrezi? Da. Unde? În fabrică. Soția ta lucrează? Nu. Este acasă, e casnică. S-a calculat, italienii au calculat, dacă ar fi să se plătească, să fie retribuită munca unei femei acasă, ar trebui să câștige cam 3.000 de euro la lună. Toată munca ei, de dimineață până seara. Dacă ar fi așa cum în fabrică, tu sau în șantier, orice faci, eu mă pricep bine la asta, orice faci este contabilizat. Spui, costă atât, asta, atât, asta, atât. Dacă e munca de restaurant, dacă e munca de servit, de curățenie și de tot ce vreți voi, toată asta se contabilizează într-un fel. E munca asta, o femeie cu doi copii, să zicem, s-a făcut calculul, 3.000 de euro ar trebui să câștige la lună. Așa că, iubiți bărbați, nu mai spuneți că soțiile voastre nu lucrează și nu mai voi lucrați. Da? Dar cea mai mare satisfacție o avem la muncă, pentru că de acolo, oamenii câștigă și au și un profit și un bărbat care nu lucrează are mari probleme cu depresie, are mari probleme cu lipsa de satisfacție pentru că nu reușește să facă ceva. Dar al treilea motiv, cea mai mare sursă de binecuvântare în viața noastră este munca. Adică Dumnezeu ne binecuvintează și eu vreau ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în 2018. Dar cum? Care-i sursa binecuvântării? Vreo moștenire, vreun câștig, vreo donație, vine cineva, te ajută. Mulți se gândesc, cum mă va binecuvânta Dumnezeu în 2018? Vreau să spun că cea mai bună și cea mai sigură sursă de câștig, de binecuvântare, este munca. Dumnezeu să binecuvânteze lucrul mâinilor tale. Apoi, cea mai multă energie noi o consumăm la muncă. Cea mai multă energie acolo depunem. Acolo ne consumăm cel mai mult și emotiv, și fizic, și psihic, și oricum am vrea, cea mai multă energie, acolo depunem, acolo consumăm, la muncă. Și apoi, cel mai mult ne expunem, din punct de vedere al relaționării noastre, la locul de muncă. Adică, cu alte cuvinte, simplu, dacă vrei să-l cunoști pe un om, vreau să spun, nu poți să-l cunoști bine la biserică. A, ce frumos a predicat, ce bine a zis, ce frumos a cântat, ce frumos a recitat. La biserică, cu mici excepții, bineînțeles, că și aici nu toți, nici în biserică unii n-au astâmpări, dar aici cam toți arată bine, toți se poartă bine, toți știu să fie oameni cum se cade. Dar la muncă îl cunoști cel mai bine. Dacă vrei să cunoști un pocăit, te duci la muncă să-l vezi și acolo îi vezi adevărata față. Acolo îl cunoști cel mai bine. Acolo vezi cu adevărat valoarea lui și caracterul lui. Cel mai mult caracterul tău poate fi reflectat în muncă. Și eu mă rog în această seară ca Dumnezeu să binecuvânteze munca noastră, lucrul mâinilor noastre, să fie binecuvântat de Domnul. Amin. Aș vrea, dacă frații de la Proiector mă ajută, aș vrea să citesc așa fugitiv câteva versete din Scriptură, Deuteronom, capitolul 2, versetul 7. Aș vrea să citim împreună. Vom avea mai multe versete, nu vreau să le comentez prea mult, dar doar le citim împreună. Căci Domnul Dumnezeul tău te-a binecuvântat în tot lucrul mâinilor tale și ți-a cunoscut călătoria în acest mare pustiu. Iată de 40 de ani de când Domnul Dumnezeul tău este cu tine și n-ai dus lipsă de nimic. Dumnezeu binecuvintează călătoria vieții tale. Dumnezeu te binecuvintează și binecuvintează lucrul mâinilor tale. Deuteronom, capitolul 16, versetul 15.
Spune acolo cuvântul lui Dumnezeu tot despre binecuvântarea lucrurilor mâinilor. Să prăznuiești sărbătoarea 7 zile în cinstea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care îl va alege Domnul. Căci Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta în toate roadele tale și în tot lucrul mâinilor tale. Și de aceea să fii vesel. Vreți motive de bucurie? Uitați-vă în urmă și vedeți binecuvântarea peste lucrul mâinilor. Să venim în sărbătoare, adică în bucurie, să mulțumim Domnului pentru toate binecuvântările sale. Citim și Deuteronomul, capitolul 24, versetul 19, unde repetă într-un fel, dar din alt punct de vedere, omului Dumnezeu. Când îți vei secera ogorul și vei uita un snop pe câmp, să nu te întorci să-l iei, să fii al străinului, al orfanului și al văduvei, pentru ca Domnul, Dumnezeul tău, să te binecuvinteze în tot lucrul mâinilor tale. Era o lege la evrei, orice om știa, am un ogor, dacă am un hectar, nu tot hectarul este al meu. Evreul știa, 10% din producția acelui hectar este a lui Dumnezeu. Nu se negocia, nu se târguia, nu spunea dacă îmi place de rabin sau nu, dacă îmi place de preot sau nu, sau dacă vreau sau dacă nu vreau, îl știa el Domnului. Apoi Dumnezeu îi spunea acolo un colț și aici ținea de inima fiecăruia. Unul putea lăsa un colț foarte strâns, alții puteau să lase un colț mai larg, să spună nu e al tău. Iar străinului, al văduvei și al orfanului, nu-i al tău. Și vă amintiți că Boaz la un moment dat, și dacă îți cădea un pic din snop, n-aveai voie să te ridici să-l iai. Dumnezeu spunea, dacă a căzut, nu-i al tău, iar străinului, al văduvei și al orfanului. Și observați ce face Boaz, când Boaz vede că Rut culege spice în urma secerătorilor, știa că acele spice căzute la pământ nu mai sunt ale lui, sunt ale lui Rut, el nu numai că face asta, știi ce a spus la un moment dat? Mai scoateți spice, adică în mod voluntar lăsați-le în spate. Nu e un om zgârcit, nu e un om lacom. Scoate el spice și lasă în urmă. Pierzi? Dacă avem credință în Dumnezeu și dacă într-adevăr recunoaștem Scriptura și recunoaștem pe Dumnezeu ca suveran, ca om care avem încredere în El, eu pot să spun da, nu pierzi niciodată când îl slujești pe Domnul. Și Dumnezeu binecuvântează tot lucrul mâinilor tale. Mai citim și din Psalmul 128, versetul 1 și poate și versetul 2, acolo Psalmistul spunea, ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui, căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Te bucuri de lucrul mâinilor. Nu mai vezi munca fiind un blestem. Munca nu este un blestem. E adevărat, evrei, eu am citit, am analizat mult cu ocazia acestei predici, dar am observat că în Vechiul Testament Dumnezeu i-a izbăvit pe evrei din Egipt, din muncile grele cu care erau asupriți, cu care erau chinuiți. Și Dumnezeu a spus, vă izbăvesc din acel maltratament, din acel abuz asupra voastră, adică numai muncă, muncă și cât mai multă muncă și mai puțină sărbătoare, să n-ai timp de închinare, să n-ai timp să te rogi, să n-ai timp de familie, să n-ai timp de tine. Și atunci munca dusă spre o extremă, spre un exces, spre un abuz. Dar munca în sine, munca în parametrii rânduiți de Dumnezeu, munca este o binecuvântare. Și cel care se teme de Domnul se bucură de lucrurile mâinilor lui. Și mai citim un verset din Eclesiastul, capitolul 9, versetul 10. E foarte important și acest lucru, doar prima parte. Aici înțeleptul Solomon spunea că tot ceea ce face mâna ta, tot ce poți să faci tu cu mâna ta, tot ce poate face mâna ta, Eclesiastul 9, cu 10. Să faci cu toată puterea ta. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Și în această seară am citit aceste versete, acum
N-am vrut să mai predic cu obiecte, dar unii m-au provocat, nu m-au lăsat și am văzut că mulți tot au spus, mă întrebau, oare ce obiecte? Și atunci am zis să aleg totuși un obiect al muncii, un obiect al predicii, prin care vreau să scot în evidență doar câteva lucruri legate de muncă. Tot ce găsește mâna ta să facă, să faci cu toată puterea ta. Cum muncim noi? Cum putem lucra noi? Ce obiect puteam să găsesc eu pentru muncă? Pentru că dacă alegeam secerea și ciocanul, asta era cu comuniștii. Dacă luam sapa, coasa, nu se mai potrivesc. Ok, o șurubelniță, care putea să fie simbolul muncii la ora actuală? Așa că eu am ales ceva care, bărbați, știți ce înseamnă asta? Ia bărbații, care știți ce-i obiectul ăsta? Știți să-l folosiți? Să ridici o mână cei care l-au folosit măcar o dată în viață. Care știți să-l folosiți? Faceți o poză cei care filmați, trimiteți la soții, că mulți spun că nu știu ce-i. Oricât avansăm noi în tehnologie, deocamdată telefoane care dau cu var nu s-au inventat. Așa că trebuie să faceți voi. Încă vorbim de lucru manual, lucrul mâinilor tale. E un penson cu care vopsești. Dar ce vreau să spun? Sunt multe atitudini. Faci același lucru. Pot să dau cu var, pot să zugrăvesc, dar o pot face cu diferite atitudini. Și în seara asta vreau să vorbesc de câteva. Pot fi multe. Una din atitudini, ce să dau cu var? Cu plictiseală. Cât e? Abia o oră a trecut? Și cât mai este? 6 ore. Așa de greu trece timpul, așa de greu trece anul și stă omul la muncă și tare greu trece. Și tot se uită la ceas și tot se uită și când se termină și când așteaptă să sune. Să sune ce? Alții muncesc cu ciudă. M-a pus soția să dau cu var, patronul, și eu trebuie să dau. Și... Dar ce am omorât pe cineva, eu, duminică seară, în seara de Revelion, acum să dau cu var? Pe cine a mai inventat și treaba asta? Poți să muncești cu ciudă. Poți să muncești cu invidie. Stai și spui, a, eu muncesc, eu dau. Cât e aici? 1 metru pătrat. Știți cât ia patronul meu pe 1 metru pătrat? 10 euro. Cât fac eu într-o zi? 100 de metri pătrați. Cât câștigă patronul meu? Hai, faceți calcule, că voi știți. 1000 de euro. Cât îmi dă mie? 50. Eu 50 și el 1000. Și eu să dau cu var. Cine știe, poate acum e pe la Maldive. Și eu stau seara de Revelion să dau cu var. Dar știu ce o să fac. 10 euro la metru, mie îmi dă 50, fac 5 metri, munca mea. Eu să-mi câștig pâinea mea. Mi-am scos banii, zic unii. Scot banii și mai fac încă alți metri și pentru el să câștige și el. Dar nu o să îmbogățească el pe spatele meu. Cunoașteți atitudinea? O auziți des? Ar trebui un creștin să lucreze așa? Cu invidie. De ce să câștige el? De ce să se îmbogățească altul? Și unii cam așa lucrează. Alții mai lucrează cu neatenție, mai dau, mai... Am stropit. Lasă, mulți văd, puțin pricep. Și lasă acolo să se ducă. Și nu interesează prea mult. Alții au o altă atitudine, cu ceartă. Oameni care la muncă doar se ceartă. Cine a făcut, domnule, clepsidra asta? Păi, voi nu știați că eu trebuie să dau cu vară aici. Ce caut asta aici? Electrician unde? De ce așa de puțină lumină? Eu vreau mai multă, să se vadă bine. Și tot se ceartă, că nu-i una, se ceartă cu toți în șantier, cine vine, dar trebuia pus mai mult aici. Și cine a pus? Și de ce a pus? De ce găleata e goală? Ia să vină cineva. De ce? Parcă ăsta nu-i bun. De ce e așa colorat? Oameni care se ceartă. O altă atitudine este nemulțumirea. Varul ăsta nu-mi place.
nu-i bun deloc, nu ține, văd că n-acoperi, eu vreau cu o mână să acopere, să dea bine, să... Nu. Pensonul nici atâta, lasă prea multe urme, stropește. Nu-mi place, nu-mi place și tot nu-mi place și tot pufuie mereu, nu-i place nimic, nu-mi place și nu-mi place și face cu așa de nemulțumire. Dar mai este o atitudine, asta e mai nouă, mai actuală, mai tehnologică, cu telefonul în mână. Alo? Da, eu sunt. Aveți o cauză? Da. Slavă Domnului, dă slavă Domnului dacă ai o cauză numai. Eu am mai multe. Da, și stăm, da. Merge bine treaba, merge. Am cam obosit, dar mai merge. Și stăm pe telefon. Faceți liniște acolo, opriți totul, că eu vorbesc la telefon. Nimeni nu mai lucrează în șantier dacă nu vă scot totul din priză. Și stăm cu telefonul în mână și lucrăm. E bine că aici la noi în zonă, asta e pentru ceilalți, că aici în zonă voi știți că la fabrică n-aveți ce căuta prea mult cu telefonul în mână. E normal sau nu? Dacă lucrezi, lucrează cu toată puterea ta, concentrează-te acolo. Iar alții mai lucrează cu altă atitudine, cu nefăcând nimic. Știi ce? E duminică seară, e revelion, patronul e plecat cine știe pe unde. Bun și eu pension aici. Aștept să treacă timpul sau mă duc acasă. Că oricum, cine mă vede? Cine știe dacă am fost sau nu? Lasă că o să vin eu luni și o să îmi scot eu totul. Și asta sunt atitudini cu care oamenii lucrează. Dar acum nu-i vorba numai de asta. Orice lucru în viață poți să-l faci așa. Dar așa nu e bine. Însă poți să lucrezi și altfel. Poți să lucrezi cu sport. Te-ai apucat, dai, rapid, mergi mai departe și te duci și rapid. Poți să faci cu pasiune, dar îmi place asta. Nu tot pufă-i că nu-mi place ceva, nu merge, cine m-a pus, pe cine am omorât. De sunt maltratat, sunt schingiuit. Să o faci cu pasiune, o faci cu plăcere. Ba poți să o faci cu entuziasm, să începi să cânt. Sunt fericit, Iisuse cu mine. Și tot să lucrezi, să cânt. Așa vrea Dumnezeu, are. Tot ce faci, să faci cu toată puterea ta, să faci cu pasiune, cu entuziasm, cu bucurie, cu plăcere, cu devotament. Nu lipsește varul. Slavă Domnului, bine că s-a terminat. De acum până mâine. Nu, stai puțin, lipsește varul. Mă duc, caut, aduc de acasă. Dar munca merge, trebuie să meargă. Asta e atitudinea care trebuie să aibă un creștin, un om care când lucrează, lucrează responsabil, cu credincioșie. E pus acolo și am văzut astfel de oameni și eu pot să spun că în general românii au excelat în asta. Dacă sunt locuri de muncă, vreau să le spun celor care au venit din România acum, că ei nu prea au prins. Foarte mulți au găsit ușor de muncă pentru că înaintea lor au fost oameni foarte capabili, foarte harnici, foarte devotați, foarte credincioși. Și atunci a spus, mie români, ca tine, de-ai tăi să-mi aduci. Pentru că tu te-ai dus acolo, te-a apreciat patronul și a spus, nu, eu îi dau pe toți afară, eu vreau de la tine, de acolo, din biserică, să-mi aduci oameni. Vreau români de-ai voștri, vreau o femeie cum ești tu să-ți spună, eu vreau în locul tău una de acolo, de la tine, la biserică, să îngrijească de părinții mei. Nu auziți astea? De ce? Pentru că nu faci munca de silă și nu faci nimic de obligație și nu faci nimic cu ciudă și nimic cu invidie și nimic cu părere de rău, ci faci totul cu bucurie, pentru că tot ce faci, dacă dau cu bidineaua, și orice fac și pe orice mașină lucrez pentru Domnul. Pentru că vreau să știi acest adevăr, a sluji pe Domnul nu înseamnă doar să vii la biserică și să cânți și să te rogi. Ci a sluji pe Domnul înseamnă și să dai cu var dacă ești sugrav, sau să fii la mașină, sau să fii șofer, să conduci bine. Și asta înseamnă să slujești pe Domnul. Știai asta? A sluji pe Domnul nu înseamnă doar să cânt, să fii în cor sau în orchestră sau în fanfară sau în față sau să predici sau să reciți o poezie. A sluji pe Domnul înseamnă ca tot ceea ce faci să faci bine. Tot lucrul mâinilor tale să fie binecuvântat. Asta înseamnă să faci ca pentru Domnul. Dacă ești mamă
și îngrijești de un copil, vreau să spun că aceea este o slujire înaintea lui Dumnezeu. Ce a făcut Maria? Câte cântări a cântat Maria? În câte coruri a cântat Maria? Dar a născut un copil care a fost salvatorul lumii și a îngrijit de el și a avut o mare, mare răsplată. Și alte femei, ca Ana sau ca altele din Scriptură, care, am spune noi, n-au făcut mare lucru, au făcut copii. Ma, ce mare lucru! Au educat niște copii, au îngrijit niște copii care au devenit oameni al lui Dumnezeu. Și aceea este o mare, mare binecuvântare din partea lui Dumnezeu și vor avea o mare răsplată. A slujit pe Domnul nu înseamnă doar să-i ajuți pe săraci, să dai un ban, sau să faci parte dintr-un departament al bisericii. Ce înseamnă? Ca tot ceea ce faci, să faci foarte bine, să fii interesat, să fii atent. Și dacă dai cu var și la tine acasă sau la alții, tot ce faci, să faci foarte bine, să faci ca pentru Domnul. Că în toate tu îl slujești pe Dumnezeu, fie că înveți, că ești la școală, că studiezi, fie că ești pe șantier, fie că ești mamă, sau soție, sau soț, sau tată, tot ce faci, să faci ca pentru Domnul. Dumnezeu să ne binecuvânteze. De aceea vreau să mă apropii de încheiere și să vă spun trei lucruri mari care ar trebui să le facem noi ca să fim binecuvântați la nivel profesional. Ca să fii binecuvântat la nivel profesional, trebuie să cunoști, în primul rând, câteva adevăruri fundamentale legate de existența ta. Existi. Ai fost creat de Dumnezeu. Noi știm că omul nu se trage din maimuță, Dumnezeu ne-a creat pe fiecare dintre noi. Dar Dumnezeu ne-a creat cu un scop, cu o țintă. Scopul final, mântuirea, veșnicia, acela este scopul, nu vorbim acum despre el, dar vorbim de un alt scop, temporar. Un scop în care Dumnezeu ne-a binecuvântat să fim folosiți, să fim folositori altora. Atunci când vorbește despre biserică, Apostolul Pavel spune, biserica este ca un trup în care fiecare mădular, fiecare membru este un mădular și toate mădularele au un scop, au o funcție. Și ele pot să fie diferite și noi ne uităm ca oameni, suntem diferiți. Unii pot dormi mai mult, unora le e somn noaptea, altora le e somn dimineața. Nu e nicio problemă, e diferență. Unora le place un lucru, altora le place un lucru. Unii sunt mai rapizi, Dumnezeu să-i binecuvânteze, alții sunt mai lenți, au și ei rostul lor. Unul vorbește mai mult, altul vorbește mai puțin. Fiecare... Dar fiecare om a fost creat de Dumnezeu cu un scop. Așa cum un mădular în trup are un scop, are un rol și nu mai contează. Pavel spunea la om, nu poate ochiul să zică mâini, eu n-am nevoie de tine. Nu, mâna e diferită din toate punctele de vedere, ochiul e diferit, urechea e diferită, dar fiecare are un scop. Ce e important? E să-ți atingi scopul. Mâna nu trebuie să fie niciodată ca și ochiul. Nu mă interesează asta. Dar mâna trebuie să funcționeze, atât dacă mâna își atinge scopul, totul este perfect. Ochiul nu trebuie să fie ca și mâna, el trebuie doar să-și atingă scopul. Și asta trebuie să știi, acest adevăr, în primul rând, legat de existența ta. Tu ai fost creat de Dumnezeu cu un scop. În biserică, în societate, ai un scop. Apoi trebuie să știi că ai fost înzestrat de Dumnezeu pentru scopul acesta cu daruri, cu calități, cu aptitudini. Ai fost înzestrat, ai niște înzestrări naturale. Ne putem ruga și pentru cele supranaturale, dar deocamdată rămânem la cele naturale. Dacă ai darul să cânti, cântă, dacă nu, stai liniștit în banca ta. Nu trebuie să te simți rău pentru asta. Albert Einstein a spus la un moment dat, fiecare om este un geniu. Fiecare om este un geniu. Adică are niște capacități în momentul în care ți-ai împlinit scopul pentru care ai fost creat, tu devii un geniu.
Dar continua și spunea, dacă iei un pește dintr-un acvariu și te uiți la acel pește și tu te gândești, dacă acel pește ar fi un geniu, dacă acel pește ar fi adevărat, ar trebui să zboare. Dacă socotești capacitatea lui, puterea lui, spunându-i ar trebui să zboare, ai spune, peștele ăla e un prost, ăsta nu știe nimic, nu știe să zboare. Peștele e pește și el înnoată. Dacă poate să înnoate, e un geniu. La fel și tu, nu te uita la ce nu poți face. Și spui, eu nu sunt capabil de nimic. Tu ești capabil de ceva, că Dumnezeu te-a înzestrat cu calități, cu daruri. Dumnezeu a așezat un scop și apoi Dumnezeu te-a așezat într-un cadru numit comunitate, societate, familie, biserică. Și acolo tu trebuie să fii util, să fii de folos altora. Când tu ți-ai împlinit mandatul, ți-ai atins scopul, obiectivul, devii un om al lui Dumnezeu, un geniu. Dar dacă nu o faci, vei fi totdeauna dezamăgit, frustrat, că tu nu ești ca altul, că tu nu poți face, nu contează ce fac alții. Ce faci tu, să faci cel mai bine posibil. Să dai tot ce este mai bun din tine. Ca să fii binecuvântat la nivel profesional, trebuie să cunoști aceste adevăruri legate de existența ta. Tu nu ești la întâmplare. Tu ai fost creat de Dumnezeu cu un scop, tu ai fost înzestrat de Dumnezeu cu daruri, cu putere, cu capacitate, cu înțelepciune, cu pricepere. Și apoi ai fost așezat de Dumnezeu într-un cadru în care tu te dezvolți, din care tu primești și în care tu oferi și ești util celor din jurul tău. Al doilea lucru, ca să-l fii binecuvântat la nivel profesional, trebuie să-l implici pe Dumnezeu în activitatea ta. Implică-l pe Dumnezeu în activitatea ta. Ce treabă are Dumnezeu cu bidineaua și cu varul? Păi eu mă descurc. Ar trebui să-l chem pe Dumnezeu dimineața, ar trebui să-l chem pe Dumnezeu când mă duc la muncă, chiar dacă eu pot să fac o muncă de ani de zile și știu perfect totul și pot lucra și cu ochii închiși, ar trebui să-l chem pe Dumnezeu? Ar trebui să-l implic pe Dumnezeu? Să-l chem pe Dumnezeu în toate domeniile vieții tale, în tot ceea ce faci, să nu te crezi tu cineva, eu mă descurc, eu sunt deștept. Ce să spui? Eu am nevoie de Dumnezeu. Ca să țin acest pensiun în mână, am nevoie de puterea lui Dumnezeu. El îmi dă putere. Că se poate întâmpla, s-a întâmplat odată în viață, să nu pot nici măcar să ridic mâna. Se poate. Poți într-o zi să nu te poți ridica din pat. Și abia atunci recunoști că Dumnezeu îți dă sănătate. Dumnezeu îți dă putere. Implică-L pe Dumnezeu în toate domeniile vieții tale, în munca ta. Ia-L pe Dumnezeu la muncă cu tine. Cheamă-L pe Dumnezeu cu tine. Ia-L pe Dumnezeu în fiecare zi din viața ta, în fiecare domeniu al vieții tale. Apoi, umblă în frică de Dumnezeu oriunde. Pentru că dacă patronul nu te vede, te vede Dumnezeu. Lucrezi ca pentru Domnul. Când tu nu faci bine un lucru pentru Domnul, de fapt, tu față de Domnul te comporți în felul acela. Și trebuie să conștientizăm acest adevăr. Umblă în teamă de Domnul. Fii respectuos, fii pașnic, fii blând, fii credincios, mai ales la locul de muncă. Dar oriunde, implică-L pe Domnul și umblă în frică de Domnul. Dar și al treilea lucru, reprezintă-L pe Dumnezeu cu demnitate. Reprezintă-L pe Dumnezeu cu demnitate. Să vadă cei din jurul tău că nu este meseriaș mai bun, că nu este om mai serios, mai punctual, mai cinstit, mai corect, care se ține de cuvânt, care nu zice o vorbă ca să nu zică alta. Un om care își face treaba bine, un om care își respectă cuvântul dat, un om care face toate lucrurile bine. Și în felul acesta, cuvântul lui Dumnezeu este vorbit de bine. Numele lui Dumnezeu este onorat. Află cei din jur, a aflat Mansuie și a aflat primării din jur și a aflat oameni din jur. Este o comunitate acolo de oameni serioși. Dacă aveți nevoie pentru părinții voștri, acolo găsiți fete harnice, cinstite, care pot să facă o treabă în casa cuiva, să îngrijească de niște bătrâni.
Poți să le dai cu încredere cheile casei. Poți să le dai cu încredere cheile magazinului, ale fabricii. El închide și el deschide. Și am văzut atâtea și atâtea și atâtea situații în viață. Dar dacă mereu aplictiseală, mereu bombănești, mereu nemulțumit, mereu te cerți, pe cine vei reprezenta? Cu siguranță pe Dumnezeu nu. De aceea străduie-te să-L reprezinți pe Dumnezeu. E un verset care mie îmi place foarte mult. E o expresie care îmi place foarte mult. Pavel spunea, noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Domnul Iisus a spus, Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez. Și noi ca și creștini suntem chemați să lucrăm. Dar noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, pentru că eu totdeauna pun problema, cât trebuie să facă Dumnezeu și cât trebuie să fac eu? Vreți binecuvântare pentru anul 2018? Cum ne binecuvântează Dumnezeu? Eu stau cu brațele încrucișate, las că Domnul îmi dă binecuvântare. Cât trebuie să facă Domnul și cât trebuie să fac eu? Asta am spus și niciodată nu voi ezita să o repet și o voi repeta la infinit. Întotdeauna există partea lui Dumnezeu. Dumnezeu are partea lui și am și o partea mea. Recunoaște partea lui Dumnezeu. Dumnezeu îți dă putere, Dumnezeu este cu tine. Cheamă-L pe Dumnezeu să binecuvânteze munca ta, activitatea ta, domeniile vieții tale. Adică implică-L pe Dumnezeu. Spune, da, am nevoie de Dumnezeu, dar nu lăsa totul pe Dumnezeu, lasă lucrează Domnul. În anul 2018 îmi dă Domnul. Da, dar Domnul vrea să-ți dea cumva. Nu știu, pune mâna pe bidinea, pune mâna pe ce. Fă ceva dacă vrei să te binecuvânteze Domnul. Și asta înseamnă în al treilea rând, ca să fii binecuvântat la nivel profesional, trebuie să depui tot efortul pentru a excela, adică tu să faci, așa cum spunea Eclesiastul, tot ce găsești în mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Adică nu așa cu mâna de parcă n-am mâncat de 10 zile. Fă cu toată puterea ta, depune tot efortul, concentrează-te acolo, dă maximul. Evită mediocritatea. Evitați că las că merge și așa, e bine și așa, e bine, nu o să vadă nimeni. Fă totul cât poți de bine, fă cel mai bine posibil. Apoi, fă-te util altora. Când Dumnezeu binecuvântează lucrul mâinilor tale, și Pavel reia același versetul din Efeseni, capitolul 4, versetul 18, cine fura să nu mai fure, ci dimpotrivă, să lucreze cu mâinile lui la ceva bun ca să aibă, să dea și celui lipsit. Adică eu lucrez, dar nu numai pentru mine, ci lucrez și pentru alții. Lucrez ca să am de unde și da. Să fiu darnic, să fiu util, să fiu folositor celor din jurul meu. Și apoi pune pasiune în tot ce faci, să-ți placă. E o mare problemă cu tinerii, copiii noștri, să se orienteze spre o meserie, să caute o meserie. Și de asta e foarte important, să cunoașteți aceste adevăr. Tu ai fost creat de Dumnezeu cu un scop, să cunoști acel scop. Oare dacă ai, te descurci bine la matematică, axează-te pe asta. Dacă te axezi pe celelalte științe mai puțin exacte, orientează-te și mergi în domeniul acela. Nu fă ceva ce este împotriva naturii tale, nu fă ceva ce este împotriva capacităților tale. Orientează-te spre scopul cu care ai fost creat, spre ceea ce Dumnezeu ți-a încredințat, spre ceea ce poți fi util altora. Dar mai ales orientează-te spre ceea ce îți place. Fă ceea ce te pasionează, să fii entuziasmat. Pentru că spunea și Iemia seară, foarte mulți oameni și cei mai mulți de fapt, munca lor este o corvoadă. Luni, vine luni, nici iarba nu mai crește. Așa e de greu la muncă, când abia să aștepți. M-am gândit la o soluție, m-am gândit la ceva, abia aștept să vină luni, să mă duc acolo să fac ceva, că mă simt împlinit. Abia aștept să muncesc, abia aștept să mai fac ceva, abia aștept să fiu folositor. Și asta e atitudinea pe care vrea Dumnezeu să o avem.
și să facem lucrurile pentru că Dumnezeu să ne poată binecuvânta. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Mă rog ca Dumnezeu să lase mai departe harul Lui peste fiecare dintre noi. Emi va continua, n-am discutat cu el prea mult, dar eu cred că Dumnezeu va continua să ne vorbească. Și mai ales în anul următor, tema bisericii noastre va fi anul Scripturii. Vom vedea din Scriptură tainele pentru a fi fericiți, pentru a avea o viață de plină. Avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să deschidă o ușă de cuvânt. Ca prin Scriptură să putem găsi binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că binecuvântarea este legată de Scriptură și de atitudinea noastră față de Scriptură. Și avem atâtea personaje din Scriptură. Putem vorbi despre Iosif. Cum și-a făcut treaba Iosif? Pe tot ce punea mâna, parcă înflorea. L-a aruncat în temniță și n-a stat acolo bombănind, nemulțumit că este injustiție pentru el, ci a spus: eu tot ce fac, vreau să fac bine. Și a pus ochii pe el, șeful temniței, și a spus: îți dau toate, văd că te descurci. A ajuns în casa lui Potifar. A ajuns prim-ministru, pentru că a căutat excelența, adică ce este mai bun, să dau maximul, nu minimul cât să-mi scot bani, cât să-mi scot salarul, ci dau maximul. Nu o mentalitate cu minimul. Care-i minimul? Cât ar trebui să lucrez? Cât ar trebui să realizez minim? Ia să calculez eu câți metri minim pot să fac. Și să spun, care-i maximul care pot să fac într-o zi? Care-i maximul care pot să realizez într-o lună? Cât de mult pot să fac? Cât de bine pot să fac? Oameni ca Daniel. Observați că n-au fost predicatori, nu i-a chemat cineva să fie predicatori. Dar oameni care au oscilat în munca lor. Daniel, un om care a făcut muncă acolo, administrativă, s-a ocupat de asta și a fost cel mai bun, au trecut împărați, au trecut colegii lor. El a rămas mereu, pentru că a fost un om care nu greșea cu nimic. În ce privea treburile împărăției, adică administrația, n-au găsit nici măcar o greșeală. Făcea totul perfect. Se poate să nu faci nicio greșeală? Se poate la munca ta să faci, să vrei, să depui tot efortul, să faci totul bine, ca oamenii să spună într-adevăr, un om care își dă interes, un om care îl văd că vrea să facă ceva. Și vă spun că Dumnezeu binecuvintează pe cei care își dau tot interesul. Pentru că de fapt lucrează pentru Domnul. Pentru că de fapt îl slăvesc pe Domnul, îl reprezintă pe Domnul. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și Dumnezeu să binecuvânteze anul 2018. Să fie un an al binecuvântării, al propășirii, și din punct de vedere profesional, și material, și spiritual, și sufletesc. Din toate punctele de vedere, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.